Ok, de salut tuturor și bine am găsit la un nou video cu voi să nu și ăsta este unul dintre clipurile de Iepurașii Năzdrăvani. Știu că vedeți aici membrii noi. O să trească să dau niște explicații. O să trească să le pun și apă, mâncarea acolo. Ok, haideți să vă explic mai exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Aceea este pufoasa, dacă o știți, a mai crescut foarte, foarte mare, s-a făcut. Iar aceștia doi i-am cumpărat de la Pet Shop. Pe unul l-am cumpărat, azi e vineri, l-am cumpărat undeva marți, cred. Și pe una am cumpărat-o ieri. Adică pe asta am luat-o ieri de la Pet Shop. Da. Asta de aici mă ascult, va trebui să-l separ neapărat de femeile, pentru că mă tem că sunt în... Sunt în călduri și pentru că e locul ăla, locul lor e mai așa mai roșu și știu că atunci sunt în călduri. A trebuit să separ masculul, o să separ și femelele una de alta, dar acum nu am cuști. Cam asta e cușca în care stau, masculul o să-l pun aici, trebuie să curăț și o să-l mut aici. Da. Oreo din păcate a murit din cauza păduchilor. În cușca veche era plin de păduchi. Am luat altul. Din fericire e mascul, așa cred, m-am uitat, ăsta pare mascul. E Biscuite, așa îl cheamă. Aceasta e Prințesa și acolo e Pupoasa. Da, am vrut doar să vă anunț, ați văzut și pe comunitate, am zis că o să fac un clip special cu ei. Dar ca idee, cam aceștia sunt, sper să vă placă. Masculul a avut niște probleme cu diaria, din păcate, dar și-a revenit. Chiar vorbisem cu ferma Grădina Bio, îi mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile, știu că o să vad acest video, așa că îți mulțumesc pe această cale. Mi-a dat niște sfaturi ce medicamente aș putea da, ce aș putea să fac, să o separ, în fine, ca idee, azi dimineața era bine, nu mai are diarie. Da, astea trei sunt bine, vedeți femeia asta mai în colț, mă tem că masculul ăsta ar vrea să o... nu știu exact dacă e în călduri, dar așa pare, v-am zis, pare așa pentru că au locul ăla, e roșu așa și am înțeles că dacă e mai roșu, sunt în călduri. Cu totul că au 3-4 luni, cam așa, asta e și mai micuță, cred că nici 3 nu are, dar da, ca idee. Cam asta a fost videoclipul, dacă nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, hai să vedem cât de multe like-uri. Ne auzim data viitoare la un nou video de Iepurașii Năzdrăvani. Îmi pare rău că e mai scurt. Nu mai veneți ori. Pe curând!